Pentru ceea ce așteptăm de foarte multă vreme, majoritatea populației țării, am votat pentru liniște în țară, pentru înțelegere, pentru bună colaborare între oameni. Am votat pentru faptul că acest popor s-a săturat de discuții, de dosare fabricate și purtate pe la televizor, fără ca să fie foarte bine argumentate. Am votat pentru binele acestei țări, pentru prosperitate, pentru un președinte care să fie președinte al întregii Românii, al tuturor cetățenilor, un președinte care căreia să-i pese de problemele cetățenilor și să se intereseze de ele, să lupte pentru crearea locurilor de muncă, să lupte pentru dezvoltarea economiei, în așa fel încât acest popor să simtă că s-a produs o schimbare în viața lui. Toate aceste nenzuințe le-am pus cu mare încredere în candidatul de care sunt convins că se vor lega toate aceste probleme, care le va acorda foarte mare atenție acestor probleme care le-am enumerat eu, în așa fel încât viața oamenilor să se îmbunătățească și să poată, așa cum spuneam mai înainte, să producă o schimbare în viața lor. Eu cred că ceea ce am votat, am și încrederea că se va îndeplini, pentru că îl cunosc pe cel care l-am votat foarte bine și, sincer, am mare încredere că va pune în slujba acestor năzuințe toată capacitatea lui fizică și intelectuală pentru a le și realiza, sigur, în limita resurselor existente și a posibilităților pe care le are. Vă mulțumesc foarte mult. Cum comentați incidentele care au fost săptămâna aceasta în teritoriu legate de bătăile care au avut? Sunt două incidente. Am fost în campanie. Cred că sunt... Nu am cunoștințe spre ele. V-aș ruga să mă lăsați să mă edific și... PSD-iști, din câte știți. Ce sunt acuzați că au bătut aceliști. Da, da, da. Sunt două persoane. N-am nicio... Așa sunt acuzațiile. Sunt dosarele penale. Eu nu cunosc. N-am nicio legătură. Nu pot vorbi despre ce nu cunosc. Am fost totdeauna zilele acestea, mai ales în săptămâna asta de dimineața, până seara la 9:30 în teritoriu. Și nu am cunoștință de ele, nu mi-a adus nimeni la cunoștință, nici adversarii, nici...
Dar nu știu dacă ați auzit ce a făcut ACL-ul la Beristăvești, fata primarului la Păușești, da? Știți? Nu știm, spuneți-ne dumneavoastră. Deci, vineri a dus acolo niște afișe electorale în care îl critică dezastros pe primarul de acolo, care nu merită să fie, să primească asemenea critici, pentru că totuși este un om care și-a făcut treaba din punct de vedere al administrației locale și chiar din punct de vedere politic. Dar mai grav este că îl critică pe nedrept și cu niște afișe electorale care nu sunt înregistrate de cine sunt realizate. Ceea ce este o încălcare gravă și noi sigur că vom lua măsurile care se impun prevăzute de lege. Să trăiți. Sigur, plângere și... Astăzi... De asta am auzit. Și am mai auzit de ceva la Scoilești, dar nu sunt foarte bine identificat. Acolo am înțeles că cel care a provocat a fost un consilier de acolo, care l-a înjurat pe un om al nostru și a avut o mică discuție, dar nu de natură de a se lovi. De a se... În această dimineață aveți cunoștințe de ceva probleme în teritoriu? Nu, nicio problemă. Toți reprezentanții, cel puțin ai noștri, s-au prezentat la secțiile de votare. Totul e liniște. Procentul, când am venit eu aici la țară, era aproape 3-3 și ceva, 5%, iar la municipiu 4 și ceva. Comparativ cu aceeași oră, oricum un procent net superior, ceea ce demonstrează că astăzi vom avea, că lumea va participa la vot. Da. Ok, mulțumim! Mulțumesc mult de tot!